Vă chem acum să deschidem Sfânta Carte. Vom citi o pildă pe care o găsim la Evanghelistul Matei, în capitolul 20, primele 16 versete. Pilda a lucrătorilor viei, așa i-a spus Dumitru Cornilescu când a tradus Biblia în limba română, deși personajele principale din pildă nu sunt lucrătorii viei, ci personajul principal este gospodarul, care are o bunătate dincolo de orice imaginație și care știe să reverse har așa cum cânta în această seară aici fanfara. Deci, iată pilda, ne deschide minima în ei și o primim cu rugăciune ca Domnul să ne vorbească fiecăruia din ea. Matei, capitolul 20, începem cu versetul 1. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrător la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrător și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tăi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult. Dar au primit și ei tot câte un leu fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Trept răspuns, el a zis unuia dintre ei, Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Iată ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Să presupunem că mâine dimineață după ce v-ați uitat așa peste prognoza economică a României, vă gândiți să plecați din țară. Sau să presupunem că v-ați otărât împreună cu familia să vă mutați din Arad într-un alt oraș. Îngăduiți-mi să vă întreb, care sunt printre primele lucruri pe care le faceți imediat după ce luați o astfel de decizie? De a vă muta în altă țară sau de a vă muta în alt oraș? Păi, un om responsabil, atunci când iau astfel de decizie de a se muta dintr-un loc în altul, de a deveni cetățeanul unui alt stat, a unui alt județ, își pune o mulțime de întrebări despre locul în care urmează să ajungă, nu e așa? Vrem să știm foarte clar, foarte bine, foarte pertinent și, dacă se poate, din surse cât mai sigure, cât mai credibile, nu din zvonuri de la colți de stradă, din experiențele unora sau altora, ci din lucruri foarte, foarte clare. Vrem să știm câteva detalii despre locul în care urmează să ne stabilim. Cu cât suntem mai responsabili, cu atât nivelul de detalii de care am ne avem nevoie este mai adânc. Punem o mulțime de întrebări și căutăm în toate sursele posibile răspunsuri la ele. Cum este locul în care ne ducem? Cum e economia? Cum sunt oamenii? Care sunt cartierele? Care e cartierul de famat, Cum sunt grădinițele? Cum sunt școlile? Ce putem să facem acolo? Care sunt oamenii serioși de acolo? La ce firme ne putem angaja? O mulțime de întrebări. Așa facem când vine vorba de cetățenia noastră, când vine vorba de locul în care urmează să stăm. Atunci când Domnul Hristos își începe propovăduirea pe pământ, la începutul, în preambulul predicii de pe munte, Domnul Hristos zice, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi, sau este aproape, Matei 3,2. Dar apoi, ideea aceasta a unei împărății care vine, care se apropie este continuată atât de profundă de către apostoli, încât la un moment dat apostolul Pavel le zice efesenilor, efeseni 2 cu 19, așadar, zice el, voi, adică noi, nu sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți, și vă rog să remarcați expresia, împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Sau în Filipen 3 cu 20, apostolul revine la această idee și zice, dar cetățenia noastră nu, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Isus Hristos. Adică avem două cetățenii cel puțin. Există o cetățenie pe care o primim prin naștere. Unii dintre noi mai au câteva cetățenii primite prin locurile în care s-au mutat. Dar mai există o cetățenie sigură pentru toți cei care au trecut prin botez, au ajuns la Domnul Hristos. Ei sunt, remarcați, revin la expresie, cetățeni împreună cu sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit, este aici și nu încă. Zic, cei care interpretează textul biblic. Dar noi suntem încă, deja, parte a acestei împărății. Suntem cetățeni împreună cu sfinții. Și de aceea, întrebarea la care, pilda răspunde, întrebarea la care am vrea și noi să căutăm răspuns în această seară este: și cum e împărăția? Dacă ne-am mutat din România într-o altă țară, din Arad într-un alt județ, am căutat să vedem cum e cum e domnul locului, cum sunt locurile de acolo. Și am avea o mulțime de întrebări și am căutat o mulțime de răspunsuri, pentru că această cetățenia noastră împreună cu Sfinții este mai importantă decât toate celelalte cetățenii pe care le-am putea avea. Ei, aici ar trebui să fie o mulțime de întrebări, nu e așa? Cum e să fii cetățean împreună cu Sfinții? Cum e să locuiești în Împărăția Lui Dumnezeu? Care sunt regulile împărăției? După ce se ghidează împărăția? Cum este domnul împărăției? Și iată ce ne spune pilda. Iată întrebările la care pilda caută să dea răspunsuri. Bineînțeles că așa cum facem când vine vorba de un lucru atât de important cum este viitorul nostru și al familiei noastre, Așa ar trebui să facem și când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu. Nu ne putem conduce după opinii, după impresii, după păreri. Ci trebuie să ne conducem după lucruri sigure. Și când ne punem întrebarea cum este împărăția lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii cetățean împreună cu sfinții, păi nu e suficient să avem păreri, idei. ci trebuie să ne conducem după manualul împărăției după Sfânta Scriptură. Și zic, Domnul să ne ajute. Cum este să fii cetățean? Pilda, ca toate celelalte pilde, este foarte legată, poate că pilda aceasta mai mult decât toate celelalte, de contextul în care ea a fost spusă. Evanghelistul Ioan, călăuzit de Duhul Dumnezeu, așează pilda aceasta într-un context foarte interesant. Și contextul în care este spus, versetele de dinainte, chiar tot capitolul de dinainte răspunde ciudat la întrebarea cum nu e împărăția lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să creionez în doar două idei contextul încercând să subliniem, în primul rând, cum nu este împărăția lui Dumnezeu. În capitolul 19 din Matei se întâmplă câteva evenimente, fiecare dintre ele având în substrat, răspunzând la întrebarea asta, cum nu e împărăția. Primul lucru care se întâmplă, primul lucru pe care îl putem spune despre împărăție este că împărăția lui Dumnezeu nu respectă, subliniez încă o dată, nu respectă obișnuințele, practicile umane. Este altceva. Așteaptă-te la altceva. Se întâmplă două lucruri care ne dau de înțeles că împărăția lui Dumnezeu pe care imediat în capitolul 20 Domnul Hristos începe să o creioneze, să ne arate care sunt pilonii, stâlpii, regulile generale ale acestei împărății, dar în capitolul 19 ne spune cum nu este. Și se întâmplă două evenimente prin care Domnul ne spune că în primul rând această împărăție nu trebuie așezată pe uh, pilonii obișnuinței umane. Împărăția lui Dumnezeu nu răspunde obișnuințelor practicilor noastre. Au loc două evenimente. Primul dintre ele. Niște părinți o să-și ducă copiii la Domnul Hristos. Să-i binecuvânte. Pentru că Domnul Hristos era înconjurat de mulțimi, ajung cu greu la Domnul. Prima dată ajung la ucenici. Și ucenicii, după obiceiul vremii, se supără. Îi ceartă. Copiii în perioada aceea, părinții chiar le dădeau nume târziu, doc, tocmai pentru că mortalitatea infantilă era atât de ridicată. Nu erau garanții că va trăi copilul acela decât aha, după niște bune ani de viață. Copiii erau marginalizați, lăsați la marginea societății. ne băgați în seamă. Și pentru că ăsta era obiceiul vremii, ucenicii au reacția asta față de copii. Cu copii vreți să-l deranjați pe Domnul. Lăsați-l la o parte. Domnul aude și zice, lăsați copilașii să vină. Deci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu nu e după regula voastră. Regula voastră este să nu băgați copiii în seamă. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau altfel. Regula este copiii sunt importanți. Și ăsta e primul lucru care îi sperie pe ucenici. Închipuiți-vă că dumneavoastră sunteți printre ucenici și Domnul are o astfel de reacție față de noastră. Greșești, nu faci bine. Imediat după aceea se mai întâmplă un eveniment. Foarte interesant, le leagă Duhului Dumnezeu. După ce au venit copiii, ucenici au zis nu, dar Domnul zice da, vine un altul, un tânăr îmbrăcat frumos, parfumat, manierat, aranjat. Îl știau, era un tânăr bogat, era un tânăr moral, era un tânăr principial, era un tânăr religios. Știți ce fac ucenicii? Ce fac oamenii din preajmă? După obiceiurile pe care le avem și astăzi. Poftește. Vino la Domnul. Știți ce face Domnul? aproape de neînțeles pentru ucenici. Reacția Domnului este una rece, distantă, aproape de respingere. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Știi legea, păzește. Am păzit-o. Și Domnul se uită adânc în ochii lui și spune, știi ce mai trebuie să faci? Vinde tot. Împarte la săraci. Și vină după mine. Și în momentul acela, lumea acelui om se prăbușește. Pentru că n-a putut și nu putea să facă asta. Și pleacă. Pleacă dinaintea Domnului, și Domnul nu are nici măcar o mică reacție de a-l opri. El zice, oh, stai, stai, stai. Poate că a fost cam dur cu tine. Nu. Lasă să plece și zice cât de-a nevoie vor intra cei bogați în împărăția cerului. Mai repede intră o cămilă prin urechile acului. A, și nu este aceasta, există o poartă, nu, 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 este o metaforă care arată imposibilitatea. Imposibilitatea. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, completează Domnul. Și iarăși, obiceiul uman este dat la o parte și în împărăție lucrurile funcționează altfel. Cum este împărăția lui Dumnezeu? Păi să vă spun în primul rând cum nu este. Împărăția lui Dumnezeu nu răspunde obiceiurilor noastre, nu se așează pe practicile noastre. Și când mă refer la împărăția lui Dumnezeu, mă refer la biserică, mă refer la împărăția din care cu toții facem parte, la felul în care Dumnezeu coordonează viața noastră spirituală câți nu venim adeseori înaintea lui Dumnezeu având anumite idei în minte, anumite așteptări, gândind că Domnul ar trebui să facă într-un fel sau un alt fel în funcție de ce ne-am obișnuit noi, în funcție de ce cunoaștem noi. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea în această seară, împărăția lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde neapărat obiceiurilor umane. Primul lucru. Al doilea împărăția lui Dumnezeu nu răspunde nici așteptărilor umane. Când ucenicii trăiesc aceste două șocuri majore, primul legat de copii, al doilea legat de tânărul bogat, se sperie. Și Petru, care era mai impulsiv între ei, se duce la Domnul și spune, Doamne, mh, deci pe copii îi primești și pe tânărul ăsta care este net superior nouă tuturor, nu l-ai primit. Am o întrebare. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iar Petru avea cu siguranță în minte, dacă veți citi tot capitolul 20 din Matei, veți vedea că mama fiilor lui Zebedei va da glas a ceea ce era în inima ei, dar și în inima lui Petru, ce răsplată vom avea, Doamne, dar știu exact ce vreau. Știu exact ce vreau. Noi aici Pornim o revoluție militară. Tu vei deveni împărat, noi vrem să fim guvernatori. primi ministri să ne faci. Am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul îi spune lui Petru, veți primi mai mult decât credeți. Veți primi altceva decât credeți veți primi lucruri la care încă nu vă gândiți. Versetul 29 din capitolul 19. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Iar tot ce veți primi. Ați văzut ceva legat de guvernare? De prim-ministru? Nu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu răspunde așteptărilor noastre. Dumnezeu face după planul său, nu după planurile noastre. Planurile noastre trebuie să se supune voii lui Dumnezeu, nu voia lui Dumnezeu se supune planurilor noastre. Zic, Doamne, ajută-ne! N-ați întâlnit, cu siguranță, fiecare dintre dumneavoastră, dacă umblați de multă vreme cu Domnul, ați întâlnit cel puțin câteva momente în viață în care, deși ați vrut ceva anume, deși v-ați rugat pentru ceva anume, v-ați dorit ceva anume, ați cerut de la Dumnezeu ceva anume, Dumnezeu să vă dea altceva. Inițial să vă supărați, să fiți amărâți o perioadă și după aceea să ajungeți la concluzia Doamne, dar ce bine a fost că mi-ai dat ce ai vrut Tu, nu ce am cerut eu. Doamne, dar ce bine că nu ai ascultat nebunia inimii și a minții mele ce ai făcut potrivit voii tale. Recunosc acum că voia ta este bună, este plăcută, este desăvârșită. Împărăția lui Dumnezeu nu funcționează și nu este aici pentru a răspunde așteptărilor noastre, ci ea este aici pentru a ne schimba pe noi conform planurilor și hotărârilor lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Deci, înainte de a arăta cum este împărăția lui Dumnezeu, Domnul Hristos în capitolul 19 ne arată cum nu e. Împărăția lui Dumnezeu nu se așează pe obiceiurile, practicile, tradițiile umane și împărăția lui Dumnezeu nu răspunde așteptărilor pe care oamenii le au. Dar cum este? Cum este împărăția lui Dumnezeu? Ce fel de legi o guvernează? La ce să așteptăm? Ce să strângem în inimă legat de această împărăție? La ce să ne așteptăm când suntem invitați să venim la Dumnezeu? Când am devenit copiii lui Dumnezeu? Când ne încredem în Dumnezeu? Ce înseamnă? Ce vei putea întâlni în împărăția lui Dumnezeu când ești copilul lui Dumnezeu? Pe ce se așează? Ce baze are acest cetățean împreună cu Sfinții? Câteva lucruri prinse în pilda aceasta. Primul lucru care este de fapt și ideea centrală a pildei, cum este împărăția? Cum este împărăția din care facem parte? Dacă ești în seara asta aici și încă nu te-ai dat Domnului, cum este împărăția la care te chemăm? Vreau să ne uităm în pildă și să descoper în pildă, să descoperim în pildă, Că împărăția lui Dumnezeu este inundată în bunătate, așezată pe temelia Harului. Nimeni nimic? Împărăția lui Dumnezeu este inundată în bunătate, așezată pe temelia Harului. Binecuvântat să fie Domnul! Iată cum este împărăția lui Dumnezeu. La ce să ne așteptăm? Atitudinea de bază a stăpânului este bunătatea. Regula principală în împărăția lui Dumnezeu, conform pildei acesteia, este harul, este bunătatea care inundă. Iată descrierea vieții oricărui credincios. La ce trebuie să se aștepte un om care umblă cu Dumnezeu? Un om care a devenit cetățean împreună cu Sfinții? Păi Domnule să se aștepte la bunătate să se aștepte ca Dumnezeu să-L inunde cu darurile sale nemeritate. Domnul este bun, binecuvântat să fie în numele Lui. Împărăția Lui Dumnezeu are ca pilon central bunătatea Lui Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu. Asta face farmecul, dacă ați vrea, împărăției. Urmăriți povestea pildei. Până la urmă, o poveste atât de obișnuită în Israelul vremii, o poveste atât de clar înțeleasă de toți cei care au auzit-o la vremea aceea. Un gospodar avea o vie, probabil o vie mare, era la vremea recolte, avea nevoie de muncă de zilieri, s-a dus în piață, a căutat niște zilieri, i-a trimis în vie să l ajute să strângă via. În piață zilierii, pentru că șomajul era ridicat, pentru că nu exista salariu minim pe economie, pentru că nu exista angajare, pentru că nu exista contracte de muncă, pentru că nu exista pensii, nici măcar cele speciale, nu existau zilierii, aveau nevoie disperată de muncă aceea. Zilierii, cei care nu aveau nicio altă sursă de venit decât cea pe care o obțineau din munca lor zilnică, zilierii erau următoarea clasă socială după sclavi. Mai rău decât zilier, în vremea aceea era doar sclav. Erau acolo în piață, se așteptau să primească de lucru și vine la un moment dat dimineața de vreme, la șase dimineața, vine un gospodar și alege câțiva dintre ei și trimite în vie. Obișnuit. Începe să fie neobișnuit când vine și la nouă dimineața. L-am zice că e și asta obișnuit. Poate că n-a -a realizat cât de multă muncă are nevoie și s-a mai dus încă o dată. Devine și mai neobișnuit când se duce la 12 ziua. Ceva e neregulă aici. Devine și mai neobișnuit când se duce la 3 după amiază. De 5 ori s-a dus cu sputarul în piață. A 5 oară s-a dus la ora 17. Și la, oră, la ce oră se încheia ziua de lucru? La 18. La 18. De ce a făcut-o? De ce acest tot dute vino al gospodarului? Înțelegem ora șase dimineața, înțelegem 9, cu greu înțelegem 12. Dar să-i trimiți la 17? Remarcați în pildă, nu zice, haideți în căruță că vă duc eu până la vie. Zice, duceți-vă în vie. Știți când au ajuns să ăștia în vie? Chemați la ora 17? Când se spăleau gălețile, se strângeau sculele, era gata ziua de lucru. De ce? Ce înseamnă felul ăsta de a fi al gospodarului? Către ce trimite? Către bunătate. Bunătate. Cum este Domnul? Bun. Bun. De o bunătate care depășește orice imaginație de o bunătate care te surprinde, de o bunătate care te lasă fără cuvinte. Care este regula împărăției? Ce înseamnă? La ce să te aștepți când devii cetățean în împărăției? La bunătate. La o bunătate care trece imaginația ta. La o bunătate care te inundă. La bunătate. Cum este bunătatea aceasta? 1. Mergem iarăși la pas cu gospodarul în prim pildă. Cum este bunătatea pe care el o are? Bunătatea aceasta te caută să-ți facă bine Gospodarul caută să-ți fac, să facă bine Gospodarul din pildă este Dumnezeu Și dacă nu plecăm cu nimic în seara asta Ca să aș vrea să pricăm cu această expresie Gospodarul Dumnezeu te caută ca să-ți facă bine Dumnezeu te caută ca să-ți facă bine Mă de toată lumea? Dumnezeu te caută ca să-ți facă bine E o surpriză în pildă Apare ispravnicul dar știți când apare ispravnicul, în pildă de la final? E anormal apariția lui, pentru că, în mod normal, ispravnicul trebuia să se ducă în piață. În mod normal, stăpânul viei, gospodarul, înțelegem, pentru că are ispravnic, e bogat, gospodarul ajungea ca orice mare om de afaceri, ajungea în business dimineața de vreme, își împărțea slujba celor care conduceau afacerea și mai apărea seara târziu când toate se încheiau. Trebuia să se ducă ispravnicul în piață, nu gospodarul. Și cu toate acestea, ispravnicul apare la final și ziua aceea. De cinci ori, gospodarul însuși se duce în piață. De ce s-a dus la 12? Înțelegem ora 6 dimineața, înțelegem ora 9, înțelegem ora 12. Avea nevoie de ei ca să facă treaba. Dar nu mai înțelegem ora 3. Vă întreb, știa gospodarul acesta în momentul în care a ajuns în piață la ora 5 după amiaza, știa care de gând să le dea tot un dinar? Știa. Știa. Și de ce totuși îi trimite în vie? Pentru că vrea, vrea cu tot ceea ce este el să le facă bine. Să le facă bine. Știa ce poziție au. Știau că existența familiei lor, pâinea din ziua aceea, a lor și a familiei lor, a copiilor lor, depinde de dinarul acela. S-a dus în piață special la ora 12, la ora 3, la ora 17 ca să le facă bine. Dacă te chemăm la Dumnezeu, te chemăm la un Dumnezeu care aleargă după tine, care își dorește să-ți facă binele, a fi cetățean al împărăției lui Dumnezeu înseamnă a te aștepta să te întâlnești cu binele pe care îți face Dumnezeu. A te aștepta să ai parte de harul lui Dumnezeu. Cetățenii împărăției sunt oameni care se bucură de binele lui Dumnezeu. Este cineva aici care se bucură de binele pe care l-a făcut Dumnezeu? Sunt aici cetățenii împărăției? Dacă da să zică slăvit să fie Dumnezeu recunoaștem asta, ne-a căutat pe fiecare în parte, pe rând și pe nume, ca să ne facă bine. Cetățenii împărăției sunt urmăriți pentru a le se face binele. Uneori nu înțelegem, ne războim, ne supărăm, întoarcem spatele în Dar trebuie să recunoaștem în seara asta toți cei care avem state vechi în biserică. Că Dumnezeu nu ne-a făcut altceva toată viața noastră decât, ziceți noastră ce? Binele. Decât binele. Binele. Dumnezeu ne caută să ne facă binele. Nu are datorii la noi, nu am câștigat noi binele asta este alegerea Lui, este har. Cum este împără în împărăție? În împărăție ești căutat să ți se facă bine. Cum e în afara împărăției? În afara împărăției ești căutat să fii distrus, călcat în picioare, junghiat, trădat, omorât. Tu alegi. Eu aleg. În împărăție sau în afara ei? Cum e bunătatea lui Dumnezeu, în pildă? În bunătatea lui Dumnezeu te caută să-ți facă binele. Doi. În bunătatea lui Dumnezeu. Îți știe nevoile. Îți știe nevoile. Nu pot. Nu pot să citesc. De ani de zile nu mai pot să citesc pildă aceasta, fără să mă gândesc la românii care au plecat din țară înainte de 90, unii dintre ei fugind, alții imediat după 90. Am citit despre ei, cu unii am vorbit. Piața în care așteaptă oamenii ăștia să primească de muncă o spiață cu care s-au întâlnit și ei prin Austria, prin Germania, prin alte locuri. Ajungi, aflați în campusurile acelea cu familia în țară, cu copiii în țară, dependenți de singura sursă de venit, cu o țară care ieșea din cel mai cumplit experiment psihologic care s-a făcut vreodată cu un popor atât de mare, cu o țară aflată într-o sărăcie cruntă în anii 90, așteptau să primească de muncă. O zi de muncă. Erau dependenți de asta. Trebuia să-și trimită niște bani acasă, trebuia să-și întrețină familie dependenți de asta, cum erau dependenți Zilierii de aici, dependenți de asta. Nu v-ați întrebat de ce au stat în piață după ora 12? Ce șanse mai sunt să vină cineva după 12? Să te ia la muncă? De ce au stat în piață după ora 3? De ce? Ce șanse și cât mai poți câștiga? Ți-ai pierdut toată ziua încercând să aștepți să vină cineva, ai alergat, îmi povestea unii dintre ei cum alergau la mașina omului care venea, avea de lucru acasă, venea și lua doi, trei dintre ei cum alergau după mașina aceea ca să îl impresioneze cumva cu felul în care arătau, să arate cât mai muncitori, să primească banii, să poată să trăiască acolo în continuare, sperând la o zi mai bună. De deci ce au rămas până la ora 17. Nu va a chemat nimeni. Nimeni. Cine se duce la ora 17? De ce ar mai face-o? Știți de ce n-au plecat? Pentru că mi-au dăjduit până la capăt. Faceți dumneavoastră drumul acela înapoi, din piață, spre familie, cu buzunarele goale, fără să aduce o pâine acasă, Oh, noi ducem bine, suntem ca prinți medievali. Faceți drumul acela înapoi. Cât de greu e drumul acela. Cine se mai duce în piață atunci? Vă spun cine se duce. Gospodarul din pildă. Și gospodarul din pildă este Dumnezeu. Și știți de ce se duce? Pentru că El ne știe nevoile. El știe care sunt nevoile vieții noastre și pasă de noi preamărit să fie numele Lui, binecuvântat să fie El. Cum este bunătatea Lui Dumnezeu? Bunătatea Lui Dumnezeu îți știe nevoile și dacă ești în diminea în, după amiaza asta aici, te chem ca în inima ta să-i spui lui Dumnezeu, ai milă de mine, Doamne. Eu nu știu nevoile fiecăruia dintre dumneavoastră, dar vi le știe Dumnezeu pe toate. Și vreau să vă spun că Dumnezeu, care ne iubește, care ne-a făcut cetățeni împreună cu Sfinții, știe fiecare nevoie. De aceea cetățenii împărăției au nădejde, de aceea nu se pierd cu inima, pentru că știu că Domnul împărăției îngrijește de ei. Binecuvântat să fie El! Cum e bunătatea lui Dumnezeu, te caută să facă binele, îți știe nevoile și mai e ceva extraordinar de frumos în pildă îi pasă de sufletul tău. Nu doar de mâncarea ta, nu doar de hainele tale, nu doar de resursele tale, îi pasă de sufletul tău. M-am întrebat în timp ce pregăteam mesajul acesta de ce când ajunge la ceasul al 11-lea în piață, gospodarul nu zice asta. Nu va chema nimeni? Nimeni. Hmm. Și a stat aici toată ziua. Da. Eu nu mai am ce să fac cu voi acum. Prea târziu. Luați un leuț. Luați o mică parte din plata pentru o zi. Să vă luați două pâini, să vă acasă cu două pâini. Puteți să fac asta. Sigur. Și cu toate astea, gospodarul face altceva. Nu va chema nimeni. Nu. Duceți-vă și voi în viața mea. Și vă voi da ce este cu dreptul. Și au plecat ăștia. Ora 17 au ajuns să învie poate că la 17.30, când nu mai aveau aproape nimic de făcut. De ce a trimis în vie și nu le-a dat? Pentru a le salva fărâma de demnitate pe care o mai aveau. Pentru că îi păsa nu doar de resursele lor materiale, ci de cum se simte sufletul lor. Trimițându-i în vine, gospodarul le transmite, îmi sunteți de folos, Trimițându-i în vie, gospodarul le spune, aveți abilități de care am nevoie, pot să mă folosesc de ceea ce știți să faceți. Nu vă dau o pâine de căpătâi, pot să mă folosesc de ceea ce știți să faceți. Și cât de important este asta pentru noi oamenii, mai ales pentru noi bărbați. Când ești pe ultima treaptă, când parcă nu mai ai nicio resursă, parcă nu mai ai nicio posibilitate, când parcă toți oamenii te-au dat la o parte să vină cineva și să se uite la tine și să spună, ești valoros. Auzi? Ești valoros. Abilitățile tale sunt importante. Mi este de folos ceea ce știi să faci. Mi este de folos. De aceea, gospodarul este extraordinar. De aceea, a fi cetățean în împărăția lui Dumnezeu este extraordinar, pentru că în Împărăția Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se îngrijește doar de resursele tale, dar are îngrijă doar existența mea, și vrea ca sufletul meu să fie frumos, înflorind, încărcat de bucurie. El a venit ca oile lui să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug. Din belșug. Și gospodarul se îngrijește la asta. Iată belșugul la care ne cheamă Dumnezeu. Cum? Care sunt bazele împărăției. La ce să te aștepți când ești cetățean împreună cu sfinții? Așteaptă-te la bunătate. La bunătate. O bunătate care inundă, o bunătate care îți știe nevoile, o bunătate care te caută, o bunătate care are în grijă sufletul tău. Doi, așteaptă-te la primire. La primire. Deși apare târziu, așa cum spuneam în pildă, bănuim că ispravnicul a fost în vie toată ziua. Remarcați, gospodarul, așa cum spuneam, care devine la finalul pil de stăpânul, nu se duce și îi duce pe fiecare dintre oamenii pe care îi alege din piață, îi duce personal în vie, ci îi trimite pe fiecare dintre ei în vie. Și vă rog, imaginați-vă următorul moment. Este ispravnicul în vie. Vin primii la șase dimineața, hai să le dai de lucru. Vin următorii la nouă dimineața, aici ce să le dai de lucru. Ai împărțit lucrul în așa fel încât toată lumea să aibă ce să facă toată ziua. Vin următorii la 12. Deja nu prea mai ai, că le-ai împărțit. Dar hai că mai dai și la ăștia de la 12. Vin următorii la 15. Vă voi cineva să aici, mai? Stăpânul a zis să venim. Dacă stăpânul a zis să venim, poftiți și lucrați. Și când mai aveau puțin de lucru sau poate nimic, doar strângeau lucrurile de prin vie, vin următorii la ora 17. Pe voi cine v trimis? Stăpânul. Stăpânul a zis să venim să muncim. Imaginați-vă, doar pentru o secundă, cu ce inimă au zis ăștia. Veniți la 17, stăpânul ne-a trimis, ispravnicul cu putea să zică, nu știu, eu nu mai am nimic, nimic de lucru. Duceți-vă înapoi. Da, ispravnicul face voia stăpânului și le dă și la ăștia nimicul de făcut. Ce transmite asta? Ce transmite asta? Unu, că există primire, că există bunătate, doi, că există primire. Există primire și pentru cel ce e venit de vreme. Există un loc pentru tine, chiar dacă ai venit de vreme, chiar dacă l-ai descoperit pe Dumnezeu în primăvara vieții tale, la momentul de început al vieții tale. Este plăcut, este nemaipomenit, este extraordinar că ai fost în vie toată ziua, chiar dacă ai suferit așa cum vor zice ei zăduful zilei, ce bine că ai fost în, în vie, ei muncesc și știu, Gospodarul s-a înțeles cu ei. Știu că urmează să primească o plată corectă pentru munca lor. Știu că doar cu ei s-a înțeles gospodarul. Știu că urmează la capătul muncilor să primească ceva. Câtă vreme ești în viață? Am spus asta, continui să o spun, Dumnezeu nu scoate la pensie. Câtă vreme ești în viață, Dumnezeu mai are de lucru cu tine. Spunea David Jeremiah, unul dintre scriitorii creștini, într-un moment în care el s-a îmbolnăvit de cancer, spunea, chiar epitaful cărții lui, spunea, câtă vreme ești în viață și în voia lui Dumnezeu, în viață și în voia lui Dumnezeu, ești nemuritor. Câtă vreme Dumnezeu mai are de lucru cu tine, nimic nu te poate opri. Dumnezeu te pune la treabă. Dumnezeu nu scoate la pensie. E adevărat, de-a lungul istoriei noastre, a slujirii noastre, slujbele se schimbă. Una faci când ai 20 de ani, alta poți să faci când ai 60 de ani. Dar și la ultima, ultimele momente, ultimele clipe al vieții, dacă mai poți să zâmbești. Și să zici doar, Domnul este bun. Și asta este o slujbă pe care o poți face pentru Dumnezeu. Dacă mai poți să îndrepți pe cineva către Dumnezeu, dacă mai poți să transmiți din bunătatea lui Dumnezeu, din dragostea lui Dumnezeu, iată o slujbă pe care o poți face către, pentru Dumnezeu. Există o primire, există primire pentru cel ce-i venit de vreme și există primire extraordinară și pentru cel care-i venit la apus. De câte ori n-am auzit oameni spunând, auzi pentru mine e cam târziu. Ce mai pot face eu? Ce mai pot să fac? Eu am venit, dacă ar fi să copiem în pildă, la sfârșit, ora 17. Nu mai am nimic, nimic de făcut. Auzi, vorba aceea, vocea aceea, nu vocea lui Dumnezeu. Vine la ora 17. Dumnezeu mai are de lucru pentru tine. Vine la ora 17. Există un loc pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Vine, indiferent cât de târziu vii, ce bine ar fi fost să vii de vreme, dar indiferent de cât de târziu e, vino. Vino. Dumnezeu nu te va respinge, Dumnezeu nu va încuia ușa înaintea ta. Vino, vino, există un loc și pentru tine. Vino. Iată cum este împărăția, ea strânge, nu risipește, ea cheamă, nu alungă. Cântam azi dimineață o cântare care zicea, ai un loc la cruce și tu. Unde mii au venit și tu poți fi primit, ai un loc la cruce și tu. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția în care există primire. Nu contează vârsta la care vii. Vino. Există un loc special pentru tine. Există bunătate, la asta să te aștepți. Există primire, la asta să te aștepți. Și închei pilda cu partea cea mai tensionată a ei. Există transformare. Și la asta să te aștepți. Există transformare. Pilda are trei surprize majore. Prima surpriză este apariția ispravnicului, așa cum ziceam. A doua surpriză este felul în care hotărăște stăpânul să se facă plata. Unu, hotărăște să înceapă să facă plata de la ultimii. Parcă e intenționat. Și doi, hotărăște să le dea la toți la fel. La toți la fel. De ce? De ce a făcut asta? Ca să-i tensioneze, ca să-i supere? Nu. Ci ca să le pună în față o oglindă. să ajute să se schimbe. Să se transforme. Vă rog, imaginați-vă pentru un moment coada aceea a oamenilor care s-au așezat înaintea ispravnicului să-și primească plata pentru muncă. Au venit primii, cei de la ora 17, au intrat sperând că vor avea măcar bani de pâine și au ieșit de acolo victorioși. Cât ați primit, mai? Un dinar. Un leu. Un leu era plata pentru o zi întreagă de muncă. Atât de bucuroși a fost. Au plecat. Ce gândesc ăștia care au rămas? După obiceiul uman, gândesc că munca mai multă va fi răsplătită mai mult. Dar împărăția nu este după obiceiul uman, este după regulile lui Dumnezeu. Vin cei de la 15, intră și ei și primesc un dinar. Când au ieșit afară, îi întreabă aceia care au venit la 12 și ceilalți. Voi cât ați primit? Doi dinari? Nu. Tot unul. Deși au primit mai mult decât ar fi trebuit, bănuiesc că au fost triști. Așa e omul. Când intră cei de la 12, primesc tot un dinar. Când intră cei de la 9, primesc tot un dinar. Când intră ultimii, cei care au muncit cel mai mult, primesc tot un dinar. Se supără. Se supără atât de tare încât hotără să facă o răzmeliță pe loc, să duc la stăpân, nu la spravnic la stăpân și spun, noi, noi am muncit toată ziua, am suferit greul, zăduful zilei și nouă ne-ai dat un dinar. Iar ăia, pe care nu i-a nimeni în piață, numai tu ai fost în stare să-i alegi, alora, le-ai dat tot un dinar. Nu ești corect. Și stăpânul ne zice, prietene, cu cât ne-am înțeles noi. Un dinar. Ți-am dat mai puțin? Nu. Nu pot să fac ce vreau, ce este al meu. Și în momentul acela, pilda răsucește cuțitul în rană și ne pune câteva întrebări. Întrebări pe care vă rog să-mi dați permisiunea să le pun și eu. Cu siguranță sunt mai multe decât cele pe care le-am prins aici. Dar întrebările acestea sunt făcute special pentru a genera în noi schimbarea. Oare ne place bunătatea câtă vreme o primim noi și ne displace când o primesc alții? Că în pildă așa pare. Cei veniți la final să-și ia plata, par supărați pe bunătatea lui Dumnezeu răvăsată celor, cel, asupra celorlalți. Ne place bunătatea câtă vreme o primim noi și ne displace când o primesc alții? Doi, Vedem doar ce am muncit noi, nu și ce au făcut alții. Îl acuză pe stăpân că ei au suferit greul și zăduful zilei, dar stăpânul le putea spune și eu am suferit greul și zăduful zilei și nu trebuia să o fac. M-am dus în fiecare moment de cinci ori în piață, toată ziua am fost pe drumuri. Nu doar voi a suferit. Vedem doar ce am muncit noi și nu ce au făcut și ceilalți. Când ni se pare că merităm mai mult, cerem dreptate, și când ni se pare că merităm mai puțin, cerem har? De unde veneau ăștia toți? Din piață? Din zilie? Erau zilieri. Mâine ar fi luat-o de la capăt. Astăzi au primit harul de a fi lucrat toată ziua. Mâine puteau primi harul de a fi ultimii aleși. Nu contează cine pierde și cine câștigă doar atunci când câștigăm noi? Nu cumva primii ajunși în vie pentru că au muncit tot timpul, au dus tot greul, au sentimentul că prin munca lor îl pot controla pe stăpân, pentru că prin asta, prin cererea lor, e asta caută să facă. Întrebări. Și întrebările nu sunt puse pentru a ne face de rușine. Și întrebările sunt puse pentru a ne arăta cum suntem. Ne uităm în oglinda cuvântului. Tu cum ești? Eu cum sunt? Poți fi mâncat de invidie sau bucuros de har. Uitați-vă în pildă. Noi cum suntem? În împărăția lui Dumnezeu se schi produce schimbarea, transformarea. Dumnezeu nu te mai lasă să fii același. Încetul cu încetul trebuie să cadă tot ceea ce este omenesc, firesc și să capete chipul noi. Hristos. Să devenim tot mai duhovnicești. Dar nu putem deveni duhovnicești dacă nu ne lăsăm puși în mod constant în fața oglinzii cuvântului lui Dumnezeu și nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne schimbe, să ne transforme. La ce să te aștepți în împărăția lui Dumnezeu? Unu, La bunătate. Doi, La primire. Și 3. La transformare. Și mă rog, în dreptul meu și în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră, Doamne, fă ne parte de bunătatea ta. Doamne, fă ne parte de primirea ta. Și Doamne, dă neharul să ne schimbăm în chipul tău. Și toată biserica zice: Amin. Aș vrea să cântăm cântarea aceasta și să plecăm de acasă cu gândul acesta că există un loc și pentru noi. Nu contează cine suntem, nu contează numele pe care îl purtăm, nu contează experiența pe care o avem și unde ne situăm din punct de vedere social. Există un loc la cruce și pentru noi. Domnul, să ne dea acest har, această înțelegere a cuvântului său și să plecăm de aici întrepați, bucuroși. Dumnezeu ne caută să ne facă binele. Slăviți să fie